să știe. El de la Vom începe acum un marș de comemorare, care începem de aici până la ambasada Federației Ruse, iar după aceea la ambasadei, ambasada Turciei. Îndată va fi dat ordinul de încolonare. Înainte de aceasta, am misiunea să-i rog pe cei care trebuie să treacă în fața coloanei. Alexandra Can, Valeriu Cibotaru, pe toți deputații Parlamentului care a votat independența și care sunt astăzi prezenți aici. Trăiască! Trăiască! Trăiască și trăiască! Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască! Trăiască! Trăiască și trăiască! Moldova, Ardealul și țara românească! Înainte șanță pentru țară, pentru neam, pentru eroi căzuți în toate războaile, și cei care au murit în bolagurile sovietice. Înainte, fraților! Trăiască! Trăiască! Trăiască și trăiască! Moldova, Ardealul și țara românească! Vrei să iei un interviu de la un bucureștean? Care ce spune? Care ce spune? Părerea lui. Da, bucureștean, de ce nu vine la marș? Ascultă părerea lui, dar vrei să auzi. Da, întreb de ce nu vine la marș. Dar vrei să auzi vânături, pe succesul. Deci bucureșteanul nu-i pasă cu trecut 200 de ani de ocupație rusească. Deci mi-e încoace.
Так-то пляк, Валон, не будь!